Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou video. De data aceasta pentru Zodia Fecioară, pentru dragoste în luna februarie. Nu uitați așadar că este o etalare generală care vi se poate potrivi sau nu. De altfel, energiile se pot întrepătrunde. Fie deci că este valabil pentru dumneavoastră sau pentru persoana specială sau pentru persoana cu care dumneavoastră sunteți în relație. Trebuie doar să vă gândiți la acea persoană și să luați de aici doar ce vi se aplică și să nu uitați niciodată că energiile sunt interșanjabile și de asemenea că Universul nu cunoaște timp. Aceasta poate fi o etalare pentru luna februarie, eu așa vreau să fie, dar poate evenimentele fie sunt în curs de a se produce, fie s-au produs sau se vor produce. Dacă voi avea nevoie de clarificări, voi clarifica cu alte cărți de tarot. Așadar, deci, cum v-am spus, este o etalare generală. Dacă nu vi se aplică, înseamnă că acest videoclip nu este pentru dumneavoastră. Puteți consulta și alte canale și puteți de asemenea deține alte informații dacă această etalare nu vi se potrivește. Înseamnă că nu este pentru dumneavoastră. Așadar, haideți să începem. Pentru voi, dragile mele fecioare, pentru luna februarie, văd aici într-o parte că dacă până acum, în cadrul familiei sau în relația pe care o aveți sau în relația cu prietenii, în relația cu partenerul, ați găsit sprijinul necesar, lucrurile erau sudate, relația mergea către o reușită, către un succes, vă simțeați sprijinită de către persoana la care vă gândiți, parcă în luna februarie ușor o să aibă anumite conflicte. Dacă nu au apărut deja, s-ar putea să apară. De ce spun asta? Pentru că dumneavoastră văd că sunteți energia generală pentru fecioară, pentru luna februarie, simt că v-ați retras. V-ați retras dintr-o ambianță pe care dumneavoastră nu mai considerați benefică pentru fie sănătatea dumneavoastră fizică, mentală. Există posibilitatea ca în unele relații să fie existat violență, atât verbală cât și fizică. Și parcă dumneavoastră nu vreți să mai acceptați aceste compromisuri, nu vreți să mai acceptați să faceți față anumitor situații care acum le înțelegeți că sunt stresante și care nu vă aduce nimic benefic și parcă doriți să vă retrageți, să vă deconectați de toate aceste probleme, să vă deconectați de societate în general și să câștigați energia necesară să mergeți mai departe. Văd că acum începe să puneți bază pe lucrurile simple. Dacă până acum în această relație cineva a oferit mult mai mult și cealaltă persoană nu a oferit același lucru și nu a existat acel echilibru, este valabil pentru anumite persoane și nu s-a simțit sprijinul necesar, da? Nu v-ați simțit sprijinită sau v-ați simțit abandonați, doriți acum să reveniți la lucrurile simple, să fie să nu mai dați la fel de mult, să mai oferiți dacă nu primiți același lucru în schimb. Deci v-ați hotărât să vă schimbați viziunea vis-a-vis de relație sau de dragoste în general. Dacă sunteți singuri, acum parcă v-ați hotărât și știți ceea ce doriți de la persoana partener, da? De la partener, parteneră, de la persoana cu care vreți să aveți o relație și văd că puneți baza pe lucruri simple, sunteți o persoană foarte simplă, independentă, care s-a concentrat și se va concentra
pentru a face lucrurile în așa fel încât să fie în interesul dumneavoastră. Căci parcă până acum nu v-ați gândit la dumneavoastră, v-ați gândit doar la persoana cealaltă. Ei, de acum încolo să știți că în luna februarie veți pune stop și veți dori să primiți același lucru, ceea ce oferiți, vă doriți să primiți înapoi. De ce spun asta? Pentru că există, așa cum v-am spus, v-a săturat de o anumită violență, că este ea agresivitate fizică sau verbală. Văd de asemenea pentru unele persoane dintre voi copii implicați. Parcă unele persoane dintre voi în relația pe care o aveți cu partenerul sau partenera sau cu persoana specială la care dumneavoastră vă gândiți sau dacă vă doriți copii cu acea persoană, parcă ați dori să îi poarte numele, da? Pentru unii dintre dumneavoastră, sau dacă aveți copii deja, parcă le poartă numele. Și asta să știți, pentru că este în destinul dumneavoastră și este în destinul copiilor ca ei să poarte acest nume. Și sunteți parcă sau vă simțiți onorată ca dacă veți avea această relație cu persoana pe care o iubiți să se întâmple acest lucru. De altfel, văd că pe cealaltă parte, în dragoste, persoana cealaltă are succes, are stabilitate, are fericire, bunătate, după anumite perioade de stres, în prezent se simte foarte bine. Deci, cum v-am spus, fie veți întâlni această persoană, fie vă veți simți așa cu ea în viitor, da? Dacă nu sunteți în relație, da? Dacă pentru fecioarele singure, să știți că veți cunoaște acea bunătate, prosperitate, fericire, pe care, dragoste pe care dumneavoastră o căutați, da? Dar în prezent, pentru foarte mulți dintre dumneavoastră, dragile mele fecioare, văd foarte multe certuri, foarte multe conflicte și chiar nu doar între dumneavoastră și partener. Simt că există și familia sau în orice caz anturajul implicat. Există ceva conflicte. Dar să știți că veți trece peste asta, pentru că așa este în destinul dumneavoastră și a fost ca să vă întărească, să vă facă să vă gândiți mai mult la dumneavoastră, la interesul dumneavoastră propriu și nu doar cel al partenerului sau partenerei sau la familie în general. Chiar dacă aveți copii, parcă până acum v-ați gândit la binele lor și de dumneavoastră ați uitat. Să știți că este momentul, cărțile să vă spun că este momentul să vă îndreptați către lucruri simple, către ceea ce vă face dumneavoastră plăcere. Haideți să clarificăm pentru fecioare. Da, într-adevăr, dumneavoastră vedeți acea persoană ca o persoană puternică sau vă doriți de la partener să fie puternic, puternică sau dumneavoastră sunteți o persoană puternică. Văd o persoană șatenă, o persoană cu ochii căprui sau blonduță cu ochii albaștri. De asemenea, foarte mare energie, da? De persoană șatenă, da? Sau blonduță cu ochii albaștri. Aici văd că pur și simplu, așa cum v-am spus, v-ați retras sau dacă în momentul acesta nu comunicați datorită sau când comunicați există numai certuri, numai conflicte, numai violențe, văd că acum parcă v-ați separat un pic ambii, da? Și vă doriți, vă așteptați parcă unul pe celălalt, da? Taur, berbec, văd energii puternice, săgetător, iar dumneavoastră știți că aveți acele aturi pe care partenerul, partenera le caută, dar există conflicte. S-ar putea datorită familiei, datorită chiar copiilor, pentru că văd că s-a clădit ceva până acum, solid. S-a clădit treptat ceva solid, văd o relație care pentru multe dintre dumneavoastră durează de cel puțin 8 ani,
și poate o relație de căsătorie în care s-a clădit ceva frumos, dar există această, nu știu de ce, acest conflict. Simt o nemulțumire totală din partea ambilor, dar în orice caz vă văd că nu mai vreți să acceptați acest lucru. Sau mai poate să însemne că ceea ce s-a construit spre binele copiilor. Văd o energie puternică aici a unei persoane, da, feminine, o energie feminină care a construit foarte mult pentru copii, pentru viitorul copiilor, pentru ca acestora să le fie bine. Și să știți că dacă vă doriți, în prezent sunteți separați, da? Nu văd o separare definitivă dacă vă în prezent simțiți că sunteți separați, însă probabil o mică lipsă de comunicare, pentru că că v-ați stăturat să mai faceți față acestor atacuri din partea persoanei respective. Să știți că veți avea un nou început. Fie un nou început cu această persoană, lucrurile vor intra în normal, așa cum au fost până acum, așa cum v-ați sprijinit unul pe altul până acum, fie pentru persoanele singure, să știți că în luna februarie veți întâlni dragostea vieții dumneavoastră și veți crea ceva frumos, vă veți dori ambii copii și mai mulți, da, copii pentru care să munciți și să le creați un viitor. Pentru că v-ați gândit foarte bine la ceea ce vreți și vreți lucruri simple de bază care pot clădi un viitor strălucit, o familie fericită. Așadar, dragile mele fecioare, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video. Numai bine!